Telefoane mobile. Poco, brand secundar Xiaomi, pregătește o mișcare oarecum ciudată în segmentul low cost. Informațiile sunt puține, însă s-ar părea că Poco vrea să lanseze la nivel global, inclusiv în Europa, un smartphone cu foarte multe componente made in China, inclusiv procesorul. Telefonul ar urma să se numească Poco C40 și va fi unul din categoria celor foarte ieftine. Procesorul utilizat s-ar numi GR510 și este produs de o companie necunoscută nouă denumită JLQ. Se pare că acest procesor este folosit în China de mici producători locali, unul dintre aceștia fiind Tresfave. Compania are vreo 3 smartphone-uri cu GK510 la bord, toate fiind mediocre. Același Poco C40 ar urma să folosească o interfață nouă denumită MIUI Go. Logica ne spune că aceasta va fi una cu consum redus de resurse și cu aplicații dedicate sub o formă lite. Se pare că MIUI Go va fi aplicată peste Android 11, însă nu știm încă dacă vorbim de Android 11 Go. Mai multe detalii despre Poco C40 nu știm, însă rămâne să aflăm în zilele, săptămânile următoare cât de serioase sunt planurile Poco cu acest smartphone.